Bună ziua, stimați colegi! Suntem 2, 4, 6, 8, 9, prezent, 6 și-au de... 6 au trimis voturile, deci îndeplinim, doamna secretară. Îndeplinim condițiile. Putem începe. Vă citesc ordinea de zi. La primul punct avem proiect de hotărâre privind aprobare curs, întocmire, curs, construire, locuință și îndrăjnire, teren, înranșare, acordare la utilități, și am dat 1.107 m². Inițiator domnul primar. La punctul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 4 a bugetului de resurse și cheltuieli pe anul 2021 a primului factura, inițiator domnul primar. La punctul 3, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției, reabilitare și dotare școală Sarcinan, Comuna Mâncura, aprobată la finanțare prin PNDL 2017-2020. Deci, actualizarea indicatorilor conform OG 15/2021, inițiator primar, domnul primar Părăgăși Iordaș. Să aprobăm ordinea de zi. Să aprobăm ordinea de zi. Cine este pentru? 6 voturi sunt tot pentru. Deci, ce aici avem în anumitate? Avem suplimentare. Pentru suplimentare, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de investiții, eficientizare și modernizare iluminată în public comunal Mărgura, județul Bacău. Următorul este proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea sumelor actualizate de la bugetul local pentru lucrările aferente investiții în ființare și dotare credință, două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit, sat Piran, comuna Mărgura, prin AFIR, conform OG 15/2021. Și mai avem un proiect. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările aferente investiții, modernizare, drumuri, interes local, zona Metalbacu-Jbic. Și ultimul proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările aferente investiții, modernizare, drumuri de interes local, comuna Mărgura, zona Întrevii, Răzășii, Coton și Armanu, tot așa, conform OG 15/2021. Aprobați suplimentarea? Cine este pentru? 6 ar trebui, tot așa. Și mai avem la sfârșit, mai avem la raportul doamnei director. Doamnei director, da? Vă-ți citir? Da. Începem cu primul proiect de cursul, s-a mai discutat, întocmire, curs pentru construire, locuință, da, roșu în registrat la casa de apă. Roșu Elena, da, roșu Elena, da. În ultima casă, pe mâna stângă, la domnului Luca, cred că îl știți, mare parte din dumneavoastră. E un loc rămas liber între alte cursuri, deși acolo mai sunt cursuri, nu știu de ce. Și acum, prin cheltuia la dumnealor, vor să treacă într-un adelan, n-au mai așteptat să planeze noi cu cunoscut. Și atunci au proces la treabă, au cheltuit banii pe care trebuia să cheltuiască și sunt în faza de aprobare la noi aici. Este un vizat de rețetă, cum e la vina? Ultima casă, pe mâna stângă, e terenul... Înainte. Este un teren de rețetă. Un teren este, da, într-adevăr. Au bani de acces proprii, au plăcere. Deci, înainte de ultima casă sau după ultima casă? Înainte de ultima casă. Deci, în rând, ultima casă, nu? Este la scară, da? În rând, ultima casă. Sunt mai multe casii, tărâți acolo, mai sunt dăriluri. Mihai Lătău, Gălinul. Gălinul, da. Gălinul, mai confuz acolo. Imediat între lucrurile lor. Care de aici se vedea pe următoarea de din arcul este? Au, că sunt lucrurile anterioare. A fost lăgită. Da, dar nu e la... Bine. E în memorie. Expertul care a făcut. Ce te-am documentat? Dar în sarcina lor. Insarcinul lor să-și facă la capul de buz, să-și facă din asta cu acela. O să fie problemă cu utilitățile, pentru că
la canalizare, eu vreau să am la care să vede ce l-a reclamat pe ea, că s-a raportat la raportul ei și așa mai departe. Aici e mai mică și aici e răzut și o fac mai mult. Nu au probleme propriu-zise. Ea vrea să fie un canal. Am vorbit cu firma consultare Vedru, care nu are nicio obligație să facă un canal ăla, să vedem să facem până la urmă un canal acolo. O cameră din asta de captare pentru toată zona aia. În care spune și Luca, să vină și cei din spate de pe drumul ăsta. Exact. Nu au efectiv acolo, undeva la 50 de metri. După aia ne face probleme singură, și cetățenii sunt iar la. Ei s-au îmbrașat cumva, dar nu e o conductă tocmai potrivită pentru atâtea locuințe. Da. Mai sunt probleme, întrebări? Supunem la bord, cine este în fel? Da? Deci, să se mențină că legat de utilități, să se angajeze să facă chestia asta, un camin care să... Da, eu cum se angajează prin pus? Mă înțeles, dar să facă un camin... Asigurarea, prin hotărârea noastră, la ca noi, ca să nu avem probleme. Adică? Asigurarea căilor de acces, a dotării și utilităților publice și echipamente tehnice necesare pentru utilizării construcției, face pe cheltuială investitorului. Am înțeles, dar să nu facă numai pentru ei, pentru că după aceea trebuie să spargem asfaltul, dacă vreau altcineva să se racordeze. Adică ei când fac, ar trebui să facă, de exemplu, conducte de 300, nu de 100. Asta și-o fac pe terenul ăsta. Asta ține deja de executiv la autorizația de construire care e ulterioară după intrarea. Nu e exact. Și dăm o autorizație și dea conform pus. Atunci o să... Dar zic până atunci o rezolvă cu situația aia acolo, cu voia de canal. Cred că tot dumneavoastră o sportă pe altruiele, dar să nu găsim un efect. Am să facă acolo. Iar trebuie să existe, cred, la... Doar că la data când s-o executa canalizarea, probabil nu erau în construcție acolo. Chiar mai domnul Șunel, cred. Se bună, domnul. Doamna Spreca. Ziua. Doamna Trebuie Pleca. Nu știu. Hai să vezi votăm. Am dat asta și întrerupe, da? Da. Cine este pentru? Abținem împotrivă, nu, 6 dincolo. Traficul, așa-i? Da, și m-am dus să te în primărie, apoi în grădiniță și apoi m-am găsit. Am înțeles, așa nu am luat în capul traficul. Deci nu vorbesc, nu e interes. Se pare că trebuie să nu știi cu așa ceva. Da, e rău. Vis-a-vis și de ceea ce s-a făcut pe gradul ăsta al nostru. Și îmi descrie bine dacă puteți să veniți astăzi. Dacă ați vrut să ajungi să ajungi și în ședințe, este foarte bine, deși programați-mi pentru ședințul de la. Am înțeles că nu mai e. S-o am în acela din astăzi program și atunci ați putut să ajungeți. Da. Să încep eu să vă povestesc acum ce avem, ce finanțări, ce bani mai sunt egal. Deci, la momentul acesta, de exemplu, pe publici avem o măsură deschisă, o măsură la care avem alocați aproape 174.000 de euro, la care vor accesa două primării din Gard, care până acum nu au luat nimic pe publici. Evident că licitația fiind deschisă, puteți participa și dumneavoastră. De care primărie este vorba? Mărgineniu și Racova. Păi Mărgineniu nu și-a sumat pentru hotărârile din Consiliul Local că nu plătește nici cotizația, dar nici nu aplică pentru proiect, pe proiecte. Deci, așa ca și la dumneavoastră, consiliile și domnii primari pot să se dea anumite modificări. Okay. Inițial, Primăria Mărgineniu a accesat pe GAR un proiect pentru realizarea de alei pietonale de-a lungul DN-ului. Da. Proiectul a fost selectat pentru finanțare, un proiect de 75.000 de euro. Ulterior, Primăria Mărgineni a renunțat în perioada de precontractare la această posibilitate de a finanța acel proiect.
La momentul actual, Primăria Mărgineni a achitat o jumătate din taxa totală din 2016 până acum. Din la data înființării. Termenul limită de depunere a proiectelor este pe 4. Până pe 4... 4 octombrie. 4 octombrie. Și-au asumat plătirea taxei până la această dată, pentru că altfel nu pot, nu pot depune proiect, nu avem condiție de eligibilitate ca beneficiarul să nu aibă datorii la asociații. Și era a doua comună, este Hârlăia? Nu, la Rahova, până acum, dânsii nu au depus niciun proiect. Acum și-au manifestat intenția să participe și dânsii la... Au fost în aceste situații, v-ar fi ca și Mărgineni. Nu, au achitat taxa. Știți? Ei tot așa au achitat de la început. Ei au achitat. Au achitat de la început. Da, ei sunt și au achitat taxa, s-a chiar dat. Dar până la ce chestia? Când tot cum este așa tot? Tot câte un buldo. Da, da. Tot câte un buldo. Așa spune un buldo. Da. Ideea este cu următor. Vrem să vă adresăm câteva întrebări. Să-mi întrebăm. Mai tot asta nu. Dibita așa din la locul la locul care este o locul achiziționată. O întrebare. La nivelul galilor din județul Bacău, s-au mai alocat niște bănuți? S-au alocat și pentru galul nostru? Nu. Deci, a fost o etapă de evaluare a galurilor, în sensul de evaluare a gradului de contractare. Galul nostru a fost penalizat cu 190.000 de euro, deci din total sumă mi s-a oprit cu 190.000 de euro, pentru că, prin strategia pe care o implementăm, avem 3 măsuri agricole. 2 măsuri la care cofinanțarea este 50%, așa, da, agricultură mare, la care am dat banii, deci așa, am avut 2 proiecte, unul pe Sărata, unul pe Rahova, pe măsuri agricole. Dar am avut 2 măsuri agricole pentru tineri fermieri cu valori foarte mici, de 15.000 de euro, care însemna că un tânăr fermier își înființează ceva. Și a doua măsură era similară, dar pentru dezvoltare. Deci avea deja o fermă mică și mai dorea accesarea la încă 15.000. Măsurile acestea au fost incluse în strategie de consultantul care a făcut prima dată, prima strategie. Evident că el a cules date din teritoriu. Deci la data când s-a făcut și eu am fost pe teritoriu. De la Mărgineni erau mulți doritori de aceste măsuri mici agricole. Ulterior, după ce s-au petrecut niște fenomene pe teritoriul comunei, nu a mai avut nimeni curajul să vină pe aceste măsuri. Oricât am insistat. Am făcut 6 propuneri de mutare a acestor bani pe alte măsuri. Fie agricultură mare, 50%, fie pe publici, fie pe privați. Nu s-a acceptat. Ciudățenia maximă este că după ce am fost penalizați cu 190.000 de euro, au acceptat mutarea acestor. Dar știți ce vreau să vă mai întrebăm? Anul trecut, fusese privat, mai rămăseseră 400.000 de euro, pentru o modificare a o hotărâre internă a noastră, ați mutat din măsuri din până în 50.000 de euro, v-ați dus sus la 200.000 de euro. Așa. Tocmai ca să încercăm să contractăm cât mai repede. Noi, la gradul de contractare, stăm foarte prost. Am înțeles. Sincer să vă spun, un consiliu local, s-a părut foarte ciudat. Un operator economic a obținut suma de 198.000 de euro pentru un studiu foto. De ce ciudat? De ce se ciudat? Sincer să vă spun, totuși e un studiu foto. Mi se pare că dacă să investezi niște bani în mediul rural și dacă tot să vin niște bani pe, pentru societăți, în terasa comunilor, 198.000 de euro mi se pare o sumă foarte mare. Acel operator economic, egal, valea totul și le-am obținut, cred că, 20.000 de euro în proiect similar. Haideți să vorbim un piculeț. La modul de lansare a acestor videouri și a acestor sesiuni din proiect, noi avem niște coduri CAIEN pe care se poate accesa. Clar, ieri când se dezdecă pe afirmă, îi găsești pe exact. Măsură
maximă și cu Duca Iani. Bună este că... Iar dacă acel... și-au cămeluță și nu justifică că și foarte scump, acel proiect a obținut un punctaj de 100 de puncte. Da, dar nu e greu obținut. Și acum avem 4 proiecte depuse pe non-agricol cu 100 de puncte. Nu e greu de obținut punctajul maxim pe non-agricol. Iar un operator de terasa comunei noastre, care a vrut să via o autovidaj, nu a obținut finanțarea, nu s-a calificat. Ba, nu vorbesc, că vorbesc, s-a calificat inițial. Oare vorbire. Domnul Petroșcu, știu, inițial, știți, portați în discuție aia, nu trebuie să fie. Să-ți mă întâlnit pe la... Inițial, fusese descalificat. Și nu trebuie să nu trimisese finanțarea. După aia, ori ai făcut documentația și a obținut finanțarea. E posibil să mai finanțați undeva în posesiune, ca să mai lasă toată sesiunea. Și în momentul de față... Asta dacă nu știu problemul ți-a prins, dacă ține minte, că vor veni și pe la noi, consultantul ajutat un pic cam... Deci, cam puțin față de criteriile necesare. Ca și gal, să știți că noi suntem evaluați și la gradul de supracontratare. Deci noi nu suntem interesați să dăm, să dăm proiecte neeligibile. La noi faptul că există mai multe proiecte depuse decât suma alocată, este un beneficiu ca idee. Deci înseamnă că Galul își face treaba și informația ajunge în teritoriu. Bun. Nu știu să vă zic exact datele referitoare la descalificarea domnului. Putem să ne uităm în documente, e foarte ușor de... Nici nu știu mai eu, vă spun acum, dar ce eu vă spun, nu ce am vorbit. Eu vă zic dumneavoastră și avea niște probleme vis-a-vis de interpretarea unor articole din ghid de către consultantul pe care l-a avea dumneavoastră. Care nu știu, nu interpretați bine, voi nu găsiți soluția corectă și avea niște problemuțe acolo vis-a-vis de vis-a-vis din cadrare. Dar apropo de acel studio, dar acum avem că și-o rezolvat. Cred că între timp o revenit asupra situației și deci, noi acum câteva zile am primit notificarea de plată, deci omul i s-o reîntregit și suma. Așa de simplu, deci probabil că știi pe cum. Zic eu, e un proiect cu comună. Nu am mers mai departe, nu am contractat. Deci a renunțat în perioada de precontractare. Deci dânsul nu a fost finanțat. A fost selectat, a fost invitat. Ungureanu Ovidiu, PFA, pe margine funcționa. Și nu, deci în perioada de precontractare. În perioada respectivă, când noi dilema era că Mărcineniu nu-și plătea cotizația, nu vroia să depună, dar un operator de mare grasa comună i-a obținut 198.000 de euro. Gândiți-vă și cum am văzut noi în Consiliul Local. De ce n-ați venit la finanțare când erau 200.000? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Pentru mine? Da. Pentru că dumneavoastră nu ați informat, doamna. Adică dar dacă nu să credeți că eu m-am dus la domnul Ungureanu și l-am informat. Nu, noi mai cunoaștem și alte galuri și alți președinți, nu știu care, că nu vă supărați, omul e... Dar nu vă supărați. Dar aveți o comunicare foarte rigidă. Sincer să vă spun, dacă eu nu știam că veniți astăzi, dar dacă intrăm acum cu dumneavoastră, de tot, stai cu galului, sunt puține șanse să găsim foarte multe date despre măsurile active. Pentru că eu periodic am verificat site-ul galului. Deci, vă arăt și-mi trimis în mail-urile trimise către gal. Am trimis câteva mail-uri ca să întreb ce sesiuni sunt deschise. Foarte, cum o spus domnul Cervar, foarte proastă comunicare. Eu, în principiu, am o regulă la gal, răspundem la toate mail-urile. Toate ghidurile sunt pe site. Deci sunt pe site ghidurile respective. Nu știu la ce ghiduri vă referiți, dar nu ar fi. Faptul că dumneavoastră considerați că relația între noi ca și GAL și Consiliul Local este defectuoasă, nu știu în ce măsură eu aș putea să vin în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră. Nu vă propunem. Puteți să faceți ca un raport anual. Astea sunt 7 comune. Nu suntem mulți. Un raport anual. Da. În care să-l primim și să-l analizăm și să vedem activitatea galului la care noi cotizăm și la care suntem membri. Acest raport pot să vi-l pun la dispoziție oricând. Deci, chiar vă rog, ar fi... Știți cum? Deci cele, de exemplu, v-am povestit de cele 6 dăți în care noi am încercat să mutăm acei bani. Deci credeți-vă că este un efort din partea noastră. După aceea, actualizarea ghidurilor noastre, toată lumea spune că galurile sunt foarte independente. Nu este adevărat. Deci noi dacă depunem la cei care ne verifică, la CDRJ Iași, un ghid, după cum îl gândim noi, ni se spune să-l aliniem cu ghidurile de pe național. Pentru că lor le e simplu să verifice același tipic de ghid și pe aceleași capitole și exact același tot. Deci,
Ce să vă spun? La GAC se face treabă, ideea este că noi funcționăm de 5 ani. Chiar consider că echipa începe să se formeze și că nu mai avem nevoie așa de, în fine, de consilieri din altă parte, de telefoane și așa mai departe. Referitor la comunicare, de câte ori m-ați sunat? Sau ce să vă zic? Îmi pare rău că, că las impresia, că lăsăm impresia că nu venim în întâmpinarea dumneavoastră, dar în 2016, nu știu ce aș putea să fac mai mult, vă zic sincer. În 2016, parcă ați venit și Măgura nu plătise cotizațiile din urmă, dacă țin minte. Și noi am fost foarte descriși și am votat și am plătit și cotizațiile din urmă și cotizațiile la zi. Și după aia, fiecare aproape lunar, am spus și domnul primar și ședințele și procesele vor așa, că să veniți. Adică din 2016 nu v-am văzut, nu vă supără. Noi adică, o parte din Consiliu suntem din... Da, dar ați mai fost și pe la alte consilii locale. Adică, nu contează. Nu, asta adică, a fost, nu e asta. Nu, dar nu știu, acolo, poate nu o pricepem, poate nu pricepem noi. Trebuie să fie într-un parteneriat. Eu nu mă pricep foarte tare la lucrurile astea. Însă am discutat cu un consultant, aveam pe cineva care era interesat să acceseze GAU. Ce ați zis că dumneavoastră poate? Eu nu știu, pe unul agricol. Și am vorbit cu un consultant să-l consilieze, să-l ajute, tot din zona noastră de aici. Era venit din Măgura. Și nu a avut probleme să găsească pe site-ul GAU, eu găsit imediat toate datele, inclusiv ghidul, cred. În povestea dumneavoastră nu m-am implicat în treaba asta. Adică toate lucrurile astea le-au găsit de acolo. Deci au deschis omul și mi-a povestit tot împreună cu persoana respectivă despre ce vrea să acceseze, cam ce ar trebui să facă. Nu știu, și informația mai trebuie să eu nu sunt nici avocatul doamnei, dar cine se interesa? Am înțeles, vă rog să lăsați să continui ideea, ca să nu înțeleg doamne că avem ceva cu doamna. Vă rog. Mulțumesc. Eu, de reprezentant, sau noi suntem 15 consilieri. Noi nu putem să venim fiecare, știți cum este. Noi suntem consiliul local, să vă întrebăm fiecare. Individual. Adică este mai ușor, de exemplu, aveți 7 comune, să spunem, nu puteți dumneavoastră, un reprezentant de la GAL să vină să prezinte, uitați, asta avem, asta sunt taxele de finanțare, asta sunt putare. De fiecare dată când sunt casă, nu comunicați, adică asta este... Noi venim la fiecare, așa e obligația. Și la vizierul primăriei, noi postăm de fiecare dată orice calendar, ca idee. După aceea, avem... Și mai este zbătrânul. Chiar am intrat pe site și exact cum am gândit. Deci, un calendar estimativ 2021 nu există pe site. Da. Uitați cum am deschis site. Da, am și eu de vizite. 2021-2027, din noile, nou program, nu avem nicio informație. La asta am făcut referire că m-a spus pe site că nu am găsit. Nu avem un calendar estimativ, să știm, bă, în luna octombrie se deschide măsură. Unde găsesc butoanele acelea? Deci, unde avem măsurile alea? Aici, trebuie să ne uităm la ce puteți. De 29 iulie, calendar este mare. Acesta este în vigoare la această dată. Am înțeles. Și vedem ce bănuți mai sunt. Încurajări logistice. Și mai avem o problemă. Mai este o problemă. Problema este cuantumul cotizației. Să știți că sunt foarte multe galuri. De lângă și nu vreau să așa și colegii știu și am mai fost și niște domn de aici care adică cotizația e mult mai mică decât iar ei n-au dat 200.000 de deci, dat, de exemplu, 50.000 la fiecare pentru că acolo au beneficiat 4 persoane, nu o singură persoană. Adică asta este interesul să stimulez cât mai mult, să ajut cât mai mult. Deja vă dați la 1.000.000 de euro, mai bine... Dacă vă, cred că vă amintesc, că cred că și dumneavoastră ați fost, am fost la școală, acum vreo 4 ani de zile, 2016 sau 2017, au fost chemate câteva persoane pe raza comunii. Cum au fost? Dacă nu ați participat și consiliul local. Câțiva dintre noi am participat. Da. Au fost singura întâlnire a oamenilor, din consilierilor sau oamenilor de afaceri, potențial investitori, care să acceseze. Dacă îmi permiteți, de câte ori au venit cei de la
Când a fost asta, Lucian? Am trebuit să vă prezinte PNDR-ul 7276. Stați o primă, noi nu suntem cotizanți la PNDR. Suntem cotizanți toți la bugetul local, din care trăiesc și noi. Problema nu se pune că noi nu venim în sprijinul dumneavoastră. Problema se pune că este imposibil să diseminezi o informație din poartă în poartă. Noi inclusiv am îmbrăștiat cliente. Acum ne-am făcut o pagină de Facebook, tocmai ca să ne mărim vizibilitatea și așa mai departe. Sunteți capete luminate. Puteți accesa pagina, site-ul nostru și să vedeți calendarul. De câte ori aveți întrebări, sunați. Dați mail, adică... Nu, doamna Stoica, noi mai avem discuții, doamnă, vis-a-vis de... Așa cât mă pricep eu, avem într-adevăr un gal foarte performant, ca lui domnul Talan, mă cred, nu? Talan. Da, dar care... Bă, unde se accesează foarte mult e ambicol. Diferența, după părerea mea, este că sunt mult mai departe de oraș. Acolo oamenii sunt... dornici, încântați să înțeapă o activitate în care se facă consenziile, încălzirea cu numărături, să știu ce mai fac acolo, că știu că așa ceva să implementează acolo. Dar nu e un pic mai greu că suntem aproape de oraș, domn primar. Un pic. O încercați domnul Talau, clienția de față, cu fermierii ăștia, cu Gheorghița nostru, cu... Nu suntem stați pentru primar, ca lor se distribui foarte repede, adică cerința aia sunt mare și ei nu pot acoperi. Pentru cei care sunt în doamnul de-astea, care sunt mai performanți, zicem pe acolo. Situația nu stă așa, adică oamenii întrebară, distribuie, găsesc alte soluții, dar părinții nu au acces imediat la oraș, nu sunt în apropierea orașului. Acum, eu zic, probabil se poate face și un anul decât s-a făcut, dar, nu știu, trebuie să găsiți soluții împreună. Da. Era vorba despre cooperativ, adică da. Care sunt scutit... Exact, exact. Zanapă era implicat personal într-un proiect pentru cooperative, nu prin GAL. Dânsul personal... Bun, asta e altceva, nu, da. Vorbesc și, că și era altceva, era GAL, dar vreau să fac specific. Da, vreau să facem o chestie din asta cu firmele noastre. Sunt foarte avantajoase, dar dar nu, la noi nu găsim doritori, pentru că au prea puțină marfă pentru câte ce ai de ție. Doamna Stoica, acum scuzați. În momentul de față e o măsură care este pentru public de 175.000 de euro și mai este o măsură pentru privat, activități nu agricole, de 235.000 de euro. Dorința noastră a Consiliului Local nu era că trebuie să ne vedem în fiecare lună. La început, înainte de a se lansa acest calendar estimativ, făceam un mic întâlnire, că nu cred că o oră din viața noastră nu era mult, pentru că noi, la rândul nostru, vedeam pe ce domenii de activitate se puteau duce acei bănuți, 235.000 de euro, și identificam că avem în terasa comunei, avem oameni care ar fi vrut să aplice pe acele măsuri. Și noi, la rândul nostru, îi informam și îi ghidam către dumneavoastră. Asta ne interesa, ca pe oamenii din comună să beneficieze cât mai mulți. Sau să depună care este selectat și îndeplinește punctajul, este în regulă, care nu. Că pot câștiga 10 din Măgura și să nu câștige nimeni din Măgireni, de exemplu. Adică e vorba de punctaj. Adică putea să organiza, de exemplu, întâlnirea celor 7, așa, într-un loc, nu știu care. Asta vă rugăm. La următoarea sesiune, dacă vă mai vorbesc. Dar nici nu terminați, domnul Vici. Nu terminați. Vrei să te dau următoarea dată, când mai lansăm un calendar estimativ, vă rugăm să facem o întâlnire, să vedem, domnule, care sunt, ce fel de business-uri pot fi finanțate. Astea. Vrei să pe raza comunei Măgura, sunt oamenii mai puțin dotați intelectual decât pe razele celorlalte comune? Dar nu, dar întrebarea pe care o puneți dumneavoastră nu și-are rost. Ba așa are un foarte. De ce? Cum află celelalte persoane? Deci eu nu am niciun prieten pe care îl sun să-i spun lansez. Niciun. Cum am proiecte la GAL, pe non-agricol, cu supra-licitare, la momentul ăsta? Și nu am pe nimeni din comuna Măgura. De asta credeți că este un efort? Absolut deloc. Dar nu înțeleg. De ce dumneavoastră mă acuzați pe mine personal că nu vin să vă fac informări în periodice? Este, pentru mine, din este zone, evocul din ce zone aveți, doamnă, solicitări la finanțare? Doi Hemeiuși, doi Gârleni. Doi Hemeiuși și doi Gârleni. Am o persoană din Gârleni, la care i-a fost respins un proiect prima dată, care mă sună din două în două săptămâni. Deci, e hotărât să ia bani pe galul ăsta.
Deci din două în două săptămâni. Alte la fel, nu știu, cred că l-au adus ăsta ca să fiu măsură. Doi pe zemeiuș, unul funcționează pe margineri, unul pe zemeiuș. Nimeni pe sărac, nimeni pe sărac, nimeni pe... Cum v-a luat ce am început, nu? Dar nu informația așa. Dar ce domnule, ce au ce sează, ce vor să facă? Nu mai se bulldog pe... Deci... Pe public, da. Nu pe public, și pe privat. Și pe privat. A, vor să utilaje. Utilaje. Nu mă utilaje. Noi nu avem unde să știm că persoana respectivă din măcineni care au accesat, care inițial, inițial au fost acceptat. Și banii acum sunt disponibili ca să fie accesați de către agenții economii astăzi. Noi nu am știut informația. Înainte, noi aprobăm ghidurile cam cu o lună înainte de lansare. Când aprobăm ghidurile, în luna respectivă, informez pe domnul primar și sunt mai multe variante. Ori vă punem la dispoziție informația asta. Sunteți aici. Nu mai este să facem. Nu ce am luat. Haideți să facem un plan de bătaie în sensul ăsta. Haideți să lansați dumneavoastră cu dedicație clară, trimiteți și toate informațiile necesare și inclusiv ședința următoare de Consiliul Local. Sau dacă doriți, o să convocăm o ședință de Consiliul Local. În care ghidul și toate informațiile necesare lansării de depunere de proiecte să fie dezbătute aici și fiecare trebuie să puteți, eu știu, informa cetățenii din zonă. Nu cum i-a să spun, domnule viceprimar, cum justificați dumneavoastră această cotizație care este față de un calcul din Conferinții Moldavei, care este asemănător ca număr de membri, nu? Conferinții Moldavei tot 7 primării are. Vorbim de faraoani, verzunți, Nicolae Băcescu, au cotizația mult mai mică față deci, de noastră. Deci, banii pe galuri se dau în funcție de suprafață și de numărul de locuitori. Clar. Corect. Asta este suma dată pe gal. Din suma pe gal, 1%, maxim 20%, este pentru activitatea echipei. Funcționare. Funcționare. Noi avem 16% finanțat. Așa a fost strategia făcută. Nu 20%, 16%. Structura minimă a unui GAL este impusă. Deci, fie că ai 20 de comune, fie că ai 7, trebuie să ai minim 4 oameni și un contabil. Este structura minimă. Așa funcționăm și noi acum. Cu cât finanțarea inițială a fost mai mare, cu atât procentajul aferent funcționării echipei a fost mai mare. Deci, dânșii au primit mai mulți bani pentru funcționare, astfel încât cheltuielile neeligibile sunt mai mici. Asta așa se explică taxa mai mică anterior, să înțeleg. Da. Pe de altă parte, de regulă, publicii au luat câte 50.000 de euro. Nu 75.000 cât au fost la noi. Adică noi am încercat cât de cât să compensăm majorarea de taxă cu valorile mai mari accesate de primărie. Au luat 50.000, dar să știți că prin exercițiu din 6 ani cât are măsura asta, au luat de două ori. Da, Lucian, dar de la ființare... Că probabil că au mai mutat bani de pe alte măsuri. Că de la ființare, GAL-ul a avut, cred că, 3 ani de zile au fost de funcționare. Cred că până în 2016... Chiar 2017. Primul contract de finanțare e semnat în decembrie 2016. Și au fost 2017, 2018, 2019, primul contract. Da. Și acum suntem la sfârșitul celui de-al... De la ființare, cred că în 2013-2014. Pentru a fost de funcționare. Noi am făcut o comparație cu cotizația celorlalte primării și alte galuri și mi s-a părut foarte mare ceea ce de 25.000. Deci, între 25.000, spune domnul Soroiu că așa au și ei în galul, nu știu ce la fac. 25.000 dau și ei cu celorlalte. Nu știu care sunt criterii. Sincer, sunt cotizații, adică 25.000. Mai puțin nu putem trăi. Dacă nu trăim, pleacă oamenii, că n-ai cum să-i salarizezi. Dacă pleacă oamenii, nu funcționezi și atunci toți banii se rambursează. Deci hai suntem într-un fel de prinși în acest populația? Populația gală, populația din gală. 33.000, dacă sunt... Nu, nu cred că e merită față de Conferinții Moldave, e cam echilibrată ca și număr de locuitori. Și ca și număr de comuni. Nu pot să vă... Da. Dacă vreți, următoarea dată, însă, noi pe... Deci, ca și cheltuieli, în afară de cheltuieli salariale, la momentul ăsta, noi nu mai facem niciun fel de achiziții. Deci nu ne luăm mașini, nu mobilier, nu nimic, nimic, nimic ca idei. Deci funcționăm pe limita de avarie. Am văzut că pot face un... Noi am făcut o analiză și a cheltuielilor, cu domnul Chiric, știi, foarte clar. Și a cheltuielilor care s-au făcut.
la înființarea galerii și s-au utilat, s-au dotat cu mai multe lucruri. Pe prima programare, da, pe primul contract, care au fost cheltuieli exigibile. Ne-am luat calculatoare și biroul și un dulap, ca să avem activa. Deci vă invităm la sediu să vedeți care sunt cheltuielile și... Încă și m-am fost vreo trei ori. M-ați întrebat dacă suntem interesați. Suntem interesați, dar noi am simțit, acum nu vreau să luați în nume de rău, am simțit că oarecum ne se pune în față o solicitare să plătim o cotizație de 35.000 de lei, iar beneficiile sunt prea mici. Pentru că dacă facem o analiză a anilor în care noi vom plăti această cotizație, utilajul pe care l-am luat noi putem foarte bine să luăm în banii noștri, în viziune. Așa am gândit, dacă greșim, îmi pare rău. Care am dat telefoane pentru aceste cotizații. Noi, în capul nostru, ne-ar fi fost mult mai bine să fim noi finanțați din proiectele noastre. Când s-a înființat GAAD-ul, s-a spus că prima strategie de ce au 1.500.000 de euro cât am avut inițial, erau pe 3 ani. Noi așa am știut. Următorii 2 ani, deci în contractarea asta pe contractul ăsta, vin alți bani. Pe următorul contract, care e anul viitor și încă un an, vin alți bani. Neoficial, deci se spune că banii sunt disponibili. Și nu se mișcă ministerele să lanseze depunerea noilor strategii. Dar bine, dar care nu doar o trebuie să-și facă noua strategie? Ba da, dar să am lansare, ca să o depun undeva. Cum ziceți dumneavoastră. Importanța mă de lansare să vin cu proiect. Nu am unde să depun proiect. Și de ce nu putem gândi o strategie? Nici nu știm sumele pe care putem merge. Deci nu știm dacă va fi 1.500.000, 3 milioane sau toate poveștile care se vehiculează. Ați înțeles? Și atunci nu putem face o gândire dacă comuna poate accesa 500 de mii sau 100 de mii. Nu știm. Rugăminte la de dumneavoastră, pentru că cred că trebuie să schid așa sesiune de depunerea unor strategii. Dacă veți lucra la o nouă strategie, haideți să faceți și o ședință comună, să vorbești cu siguranță, vor să facem interes, să faci. Să vor culege date din teren. Dar poate... Știți care sunt cele mai bune strategii? Cele mai bune strategii sunt cele la care, cum am zis de la început, banii se împart echitabil. Da? Pe comun. Ai o sumă comună și împarți la 7. Știu de știți. Da. Fiecare comună stabilește cuantum între public privat. Da? Și după aceea se menține pe cifrele alea. Știe cuantumul la public, știe ce vrea să facă. Știe pe privat, știe. Cum ziceți dumneavoastră. Eu știu un teritoriu, vor proiecte mai mari, mai mici, aia, în ce domeniu. Astea sunt cele mai bune strategii. Ai luat bani, e contractat într-un an și după aceea stai liniștit. Cele mai proaste strategii sunt ale noastre, făcute de cineva care a fost în teren, nu a fost, de un consultant care el s-a încercat să facă, dar nu a reușit și care practic nu a împiedicat foarte. Deci nu suntem fericiți nici că am pierdut bani, nici că nu avem contractare, dar vă zic sincer că eu, din punctul meu de vedere, chiar am depus eforturi și eu și echipa. Deci, cele trei fete pe care le avem, sincer, cu contabilitate. Dar ca idee, vă zic sincer că nu am ce să-mi reproșez. Am încercat în cele 6 dăți, inclusiv cu telefoane la domnul primar, să ne ajute la serviciul lider de la Ministerul Agriculturii. Pentru că au fost galuri la care s-a acceptat de la început eliminarea acestor măsuri agricole. Au fost. Și noi când ne-am dus cu justificare, ne-am dus și cu acele aprobări de la alte galuri. Și cu toate astea, nu s-a aprobat. Deci nu s-a aprobat. După ce am fost penalizați, imediat s-au aprobat. Deci la următoarea s-au s-au produs niște schimbări ulterior acum, e adevărat, dar sper că zic la noi, din păcate. Să vă faci o prelungire, pe măsura de privat, pe cei 235.000 de euro? Nu. Sunt deja 4 proiecte depuse pe 3 finanțe. 17 se închide măsura. Da. Și cam ăștia vor fi ultimii bani. Asta în cazul în care nu se împiedică vreun... În cazul în care nu se împiedică sau am avut care a fost la contractare și la Vimeiu și domnul de la margine cu foto, am avut și care au renunțat. Mărginea din Bucăni. Pe public. Dar mărginea cu accesia, nu înțeleg, pe public, nu? Acum, da, deci au plătit jumătate din restanță și i-am spus până o zis că, în fine, sunt programați pe nu știu ce primesc. Dar ce fel de investiții în infrastructura socială? Ce fel de proiecte
socială, trebuie să facem ori un, cum să vă zic, centru de bătrân la centre de zi, deci nu centre rezidențiale. Bani sunt foarte puțini, 75.000 de euro. Există obligativitatea ca primăria să facă parteneriat cu un furnizor privat. Da, dar accesat e POR, care îi lăsa să aibă și centru rezidențial. Pe ADR nu se acceptă niciun fel de zi. Deci nu ai voie să dormi acolo. Tot ce faci, faci acolo. Doar de zi. Vă spun, la fel, vine doar de zi și puteai cu dat. Cred că din colegiile sunt tot dat, nu știu. Dar nu, aveți dreptate, nu, e pe POR. E pe POR, e pe Consiliul Județean. E pe Consiliul Județean. Da, e pe Consiliul Județean, corect. Da, deci, e complicat. Dar problema este să găsești acel furnizor acreditat. El poate fi și din Bacău. Trebuie să-l găsești, să vină la tine, într-un spațiu, să facă consiliere sau terapie, sau ce face el. Păi e dificil. Este o măsură impusă. Spațiul trebuie să e spațiu nou sau poate fi reabilitat? Poate fi reabilitat, dar puțin bănuțe. Da, așa, așa. Eu, minim 15.000 îți ia ăla care vine, că nu vine degeaba, 10.000 mai faci o proiectare, practic 50.000 poți să-i faci efectiv. În lucrare, da. Da, îți puțin trebuie, în fine, nu-i pe mine și poate. Și încurajarea activităților turistice? Pe turism vom avea o măsură, pe turism avem un proiect care tot așa a renunțat în implementare și acum vrea să revină cu alt proiect de altă locație, o învedea. Deci există și această măsură. Care a fost depusă la Sărata și fusese aprobat. Exact. Fusese aprobat, era în implementare, a renunțat pentru că erau costurile neeligibile prea mari și n-am putut suporta. A închis, a plătit debitul la AFIR. Și acum, din informații, va veni dacă altă locație, în fine. Da. Și este deschis. Deci cine vrea, este licitație deschisă. Deci categoric puteți iubi. Dacă aveți informații, da. Puteți veni. Mai sunt și alte solicitări cu măsura asta sau e doar cea din Sărata? Mai este o pensiune de la Racova care vrea un loc central. Un proiect cel mai mic. E pentru dotat, da. Pentru dotat. Și construire, nu? Nu, este doar dotare, pentru că ne grăbim cu contractarea. Doar că prima dată am lăsat și construcții, dar acum ne grăbim cu contractarea și mergem mai repede pe lucruri. Da. Mai aveți? Ce măsuri ați luat ca să nu mai pățiți și ați pățit penalizare? Să și strategie o facem și noi împreună cu dumneavoastră. Nu știu dacă o facem. Păi o facem cu consiliile locale de la fiecare comun și cu domnii. Și dacă nu ați văzut dumneavoastră, e fixat. Deci, domnul primar, vreau să să specific ceva și să domnule, lăsați-mă și cu aia să specific. Așteaptă o leagă că ai să înțelegi de ce. Da, deci nu dați voie să uite, trec. Da, da, la astea tot pic ca să e specificat. Domnul Sucar a fost în urmă la scot un pic, mă. Nu se poate așa. Specificat. Că doamna Stoica nu este consultantul care a făcut efectiv galul ăsta de la început. El a preluat din 2016. Ca să înțelegeți de ce tot povestesc de strategia. De strategia pe care tocmai a primit-o de la fostul consultant care l-a bătut în mine. Nu, nu este o justificare. Deci poate fi modificată. Nu am reușit noi să modificăm. Deci n-am reușit. Deci așa au fost cu ei. Deci am încercat de 6 ori. Asta am vrut să zic. Nu trebuie să ne vede de deaba. Nu, ca să se înțelegi. N-am putut să faci. Doamna Stoica, noi vă mulțumim pentru răspunsul. Nu vreau să ne înțelegeți. Acum spune, vorbește. Este mult mai simplu că dumneavoastră ne-ați prezentat și dar chitare de lumea cum vă spune. Și că nu v-ați făcut, ați primit, ați încercat, am fost penalizați. Dar noi eram în situația în care văzusem niște cifre, am văzut, ni s-au cerut o cotizație și oarecum poate nu vedeam munca din spatele realizărului pe tot teritoriul Galului. Cu siguranță le analizăm în Consiliul Local și vom lua o hotărâre care nu trebuie să funcționeze mai departe, nu-i problemă. Dar aveam nevoie de întâlnirea asta cu dumneavoastră. Că, sincer, eu stau la dispoziția dumneavoastră sincer, și m-a zis o oră. An, cel puțin un an și jumătate, noi am fost mai... De când era cotizația 25.000 de lei. De când s-a luat la 25.000 de lei. Aici vreau și eu să vă întreb. Care e justificarea de s-o mărit în halul ăsta cotizației? Când cu o dată vă referi. Noi am luat un buldog
Vă mulțumim pentru el, că ne-ați ajutat, pe care o puteam lua în leasing, fără probleme. Așa. Și care e justificarea pentru cotizația asta uriașă? Justificarea este costurile neeligibile, care sunt doar costuri salariale. Atât. Costurile pe care trebuie să le suportăm, pentru că suntem în acest gaz și nu putem funcționa la mai puțin oameni. Și salarizările, să știți că nu sunt grozate. Deci sunt 2800, 3000, în fine. Deci nu sunt. Mă iertați, fac o glumă, chiar dacă mă văd pe sticlă. Cerba la un banc pentru niște feteșcane la liceu. Ai luat bacul? Da, felicitări. Și ce ai din gând mai departe? Dacă reușesc să mă angajez la o primărie femeie de servici, m-am scos. Mulțumesc. Am terminat. Lăsați cu salarizarea. Mergeți la privat și vedeți salarizarea. Dar nu spuneți mie că nu aveți salarizare. Nu funcționează, nu-i. Da, noi, asta noi. Deci noi plătim cotizații pentru un buldo pe care îl puteam lua în leasing. Asta este concluzia mea. Și cu asta am terminat. Deci, dar fondurile europene aveți șansa să luați mai mulți bani. Nu pe comună. Și pe privați. Faptul că pe privați aveți doar un proiect, nu este vina noastră. Sau este vina noastră parțială. Că doriți o transparență mai mare în comunicarea noastră. Poate fi, într-adevăr, cu prevedere de finanță. Da. Mediul de afaceri din comună se dezvolte. De fapt, asta e obiectivul principal, asta a fost întotdeauna lui. Nu neapărat proiectul în primărie. Un bun. Într-adevăr, în strategia pe care care ați moștenit-o sau care ați încercat dumneavoastră transformație, erau niște neajunsuri la discuri de mari. 15.000 de euro pentru... 15.000 de euro. Au fost masiune schivare cu cele de pe național, care au avut un asemenea succes. Îți bani pentru care nu se abate nimeni. Pentru 15.000 de euro stai și sub monitorizare, cred că 5 ani de zile, nu? Ori 15.000 de euro au fost bănuți pentru a începe o activitate sau pentru, eu știu, Mihai are un serviciu. Nu știu cu ce l-ați ajutat, dar 15.000 de euro ca să mergi la chestie. Nu, dar agricole. Agricole, să zic, aici, dar un exemplu. O seră. De-o primar, interesul părea așa mare atunci pentru proiecte, că a fost teama că nu o să fie suficient bani pentru câte proiecte să fie. Și dacă mărunțim, s-ar putea să ia cât mai mult. Da, să servească cât mai mult. Da, dar numerantul s-a întors și... Da, probabil, da. După aia fost la început, acum nu mai cunoșteam. Eu, ce să vă spun, nu am nimic împotrivă să veniți oricând puteți să-mi informați. Dacă mai doriți, mai doriți o să o mai contactăm pe doamna Stoica ca să vină. Dar când sunt la stări, chiar vă rugăm, ori veniți dumneavoastră, ori veniți pe cineva. Și pe mail puteți să-mi dați înainte de un nou calendar estimativ, o perioadă înainte, să știm și noi să le gândim prin oameni în comun, nu le vrei, este noi îi notăm 2-3-5 tipuri de activități care sunt în rasa comunului, care să aplici măgurile. Vă mulțumesc frumos, nu vă mai rețin. Nu mai avem puțină ședință. Da? Mulțumesc. Mai să luăm o sumă de bani, să-i alocăm
Bisericii Sfântul Nicolae și nu cred că e un lucru rău, pentru că părintele Ungureanu dorește să depare acoperișul, un monument istoric și trebuie atenție sporită din partea noastră. Nu putem lăsa așa și cred că e bine să îi acordăm sprijinul. Din păcate, sumele pe care ne-am dorit să le rectificăm nu pot fi relocate pentru că vin pe investiții și atunci transferul ăsta nu este permis. Eu mă gândesc la viitoarea rectificare, care va fi în curând și vă ține și de noi să fie în curând. Ce și de cei care ne vor da niște bani, sper, să mai primim niște bani, nu. Eu cred că într-o săptămână, două, ar trebui și să le bate. Să primim niște bani, dacă primim, dacă nu, vedem cum facem și de unde îi putem găsi suma asta. O să sfătuim să se apuce de lucrarea asta cu promisiunea noastră și cred că sunteți de acord cu toții. Când îi vom realuca pe 50.000 lei ca să-și poate încheia lucrările până din sărbători sau cum o putea, cum o putea din ele, dar să nu pun în pericol integritatea bisericii. Adică dacă se apucă, trebuie să apuce să o lucru într-un anumit stadiu. O mai rămâne ceva de lucru. Acoperișul. Trebuie schimbată lemnăria, a spus acolo. Nu e, este un pic de lucru și lucru e găros. De ce nu încearcă o țiglă ușoară ca să fie și o arhitectură deosebită? Păi cu țiglă ușoară, probabil. Tot cu țiglă metalică, vă dați seama că nu. Ceramic, de asta de... Logică. E greu. E structura lui. Poate vă permite? Resumele le-a repartizat așa cum ați văzut și dumneavoastră. Pe care le-ați văzut acum. Dar mai sunt alte discuții afară. Deci rămâne asta ca promisiune. Da? Da. Să ne vedem la situația asta. Ala, de acord? Da, s-o spune. Scrângea mai înainte. Cine este pe? E un model pe care îl doresc să-l facem. Cel puțin că este rectificare ca să nu mă avem. Da, da, da.
Odată ce ați inițiat întâlnirea înainte de rectificare de un privat, aveți un prieten. Că nu mai stăm să discutăm acum. Nu, domnul Polovel, cum e? E bine, nu? Ei, ce fi ori zic eu. Investiția, reabilitare și dotare școală s-a plinat, cum la Măgura, da? Ați cedit materialele, actualizările, conform modul 15, cine are probleme, întrebări, le-am discutat aseară. Dați-mi mie, numai două minute, că e valabil la toate celelalte. Sunt două probleme, eu sunt pus în două ipostaze. Sunt pus în ipostaza constructorului. Și le dau dreptate 100%. Legea le dă dreptate. Vis-a-vis de proiectele care se discută astăzi, eu, că cei vechi mă știu că eu lupt pentru integritatea consilierilor, am avut discuții cu diversi oameni, cu oameni care chiar știu cu ce se mănâncă administrația publică, care la rândul lor s-au consultat la nivel de județ, i-a cerut părerea curții de conturi. Este ok. Este perfect legal. Noi putem să mă aprobăm. Dar atunci, constructorul pleacă, el poate fi pus în situația de a da bani înapoi la fir și unde e investiția. Aici e bineînțeles. Vorbesc la general. Problema este că în momentul în care îți asumă investiție, îți asumi și un interes. Bugetul va fi împovărat. Ok, asta e. O să vină bani, o să fie. Da, asta e. Ce vreți să faci? Atât, mulțumesc. Da, nu avem. Doamna secretar. O singură precizare din experiența mea și domnul Vlad știe și foarte bine asta. În momentul în care ai proiecte și ai cofinanțări neeligibile, fiecare adamă rețetă să nu se solicite dacă ai nevoie de sprijin și să-ți mai dea bani pe proiecte. Dar trebuie să le ai. Da. Și să le soliciți. Da. Eu știu de la Codul Turcul, aici nu a fost cazul până acum, probabil de acum va fi. Nu a existat vreodată să ceri pentru neeligibile și nu ne dea. Nu o să scoată nimeni primăria la mezar. Clar. De asta am și insistat și cu noi. Știi cum? Când ești de acord, parcă ești mai atractiv pentru om. Și pentru om. Mai ajută, că trebuie să dea. Da, dar din datorat. Ce se face? Da. Da. Cât e din diferență de... Aici? La școală 42.000. 42.000, care e situația de PNDL, să dau de la minister. Adică... E asumată deja, adică de minister. De la minister asta. Deci nu tot la asta. Da. Da. Ok. Votăm? Cine este pentru? Abținere, votăm, votăm, în voturile online, toate sunt pentru. Trecem la următorul proiect. Care este... Iluminat. Deci, indicatori, actualizarea indicatorilor la iluminat public. Da. Așa, după cum știți, ne-a fost aprobată finanțarea pentru iluminatul public, pentru un iluminat public performant în Comuna Măgura. Doar că trebuie să cofinanțăm și noi cu sumă destul de frumoșică pentru ca acest proiect să fie realizat. Nu știu, vom încerca în perioada de licitații sau la licitații să impunem cumva viitorului constructor ca suma pe care o avem noi datorată prin contract să o prindem eventual în două bugete. Nu-i considerabil de mare, dar nu știu, și vreo 400.000 de lei. 420.000 de lei e partea noastră de cofinanțare. În schimb, vom beneficia de un iluminat public performant, cu dimare, cu tot felul de... Economie, dar nu mai vorbim de confort, care, clar, va fi unul sporit și da, și altă imagine, comunii, zic eu, nu? Avem și acum iluminat public, doar că este așa cum este, vechi, nu e destul de performant și nici nu are. Domnul viceprimar știe că se lovește zi de zi de situația asta cu iluminatul public. Și sperăm să o și rezolvăm. Legat de
Deci se schimbă mai bine cu lista și stângă. Cu totul, cu totul. Se schimbă de partea. Este un lucru. Stăpunul, doar lăbim cu totul, da. Vreau să spun că o să avem foarte multe probleme, pentru că sunt foarte multe, foarte mulți stâlpi care sunt aproape expirați, dacă vrei să... Așa, sunt foarte mulți stâlpi de lemn pe care nu o să... Dar pe site-ul de cum, pe aia nu o dau. Știți? Sunt foarte mulți stâlpi care sunt în interiorul proprietăților private. Și ar trebui să facem un proiect înainte să, de așa, să scoatem acele, acești stâlpi în afara proprietăților private, pentru că nu este corect, pentru că sunt foarte mulți care și mă lovesc cu fiecare zi, că unul... Mai toate la mână. Orică, orică e proprietatea lui și nu pot să intervin, să duc la mai înapoi cu... M-a sunat la poliție, nu are... Dacă ești pe proprietatea lui. Sau chiar puțin la limita proprietății, știi? Ca să ai acces la stâlpi. Înainte să avem acest așa, vă rog să faceți ceva. Îmi permiteți să vă zice? Vă rog. Nu eu, doamna. Da, da, da. I-am cerut să vă iei. În astfel de proiect este absolut imposibil să n-ai finanțare, să nu-ți stâlpi. Stâlpi sunt mai de-al gazului. Noi ca să putem implementa acest proiect, trebuie să avem un acord. În primul rând, trebuie să preluăm iluminat. L-am preluat iluminat. Știu că am avut o de Consiliul Local, s-a făcut un proces de bani de negociere, am cumpărat, să văd, o sumă modică de, nu știu câteva... 2000 de lei. 2000 de lei, în care iluminatul este o comunică. Da. Noi, pe viitor, ca să putem, ca să când ajungem la autorizare, să vă cerea vizite la Delgaz. Delgaz nu-i dă voie să lucrăm, să schimbăm corpul de iluminat, dar nu avem și nu putem ca acei stâlpi care se află după gard, să putem să-i trecem. Vedeți-mă, este absolut imposibil să faci lucrul ăsta. Odată că am mărit cheltuielile neeligibile și nu și-are rost. În primul rând, după ce se implementează un astfel de proiect, corpurile fiind noi, nu are voie nimeni să se urce acolo, să schimbe, să o ducă stânga-dreapă, să ducă el în curte. E pe barbarie dacă face lucrul ăsta. Va fi o societate, implicit pe acest fond de mediu, ești obligat să delegi lunatul public către o societate autorizată. Acea societate, odată la ceva timp, este obligată prin contract să verifice iluminatul, să vadă dacă e totul regulă. Dacă vede că e în curte la om, o modifică și face și notificare la primărie și poate să aibă un moment. Dar, credeți-mă, este absolut imposibil să ajungem să schimbăm stările. N-ai cum să facem lucrul ăsta. Câte situații sunt alea? Sunt. Cât? Cred că nu există o stradă fără să avem 2-3 stâlpi în interior. Deci nu există. Sunt câteva zeci bune de stâlpi care sunt după gard. După gard. Și știți că e o problemă generală la nivel de țară. Acum să nu credeți că stâlpii au fost montați în curța oră. Nu. Gardul a fost făcut. A fost făcut gardul după. Ori de acuia, ori după stâlpi. Dacă e la limita proprietății, e ok. Este la limita de adevărat, dar e la jumătate de metru din cod. Deci, situație de genul ăsta. Stâlpul și metrul de pământ pe care stă stâlpul nu aparține celui care are gardul acolo și casă. Să nu ține cazul meu, dar e chiar așa. Mai am întrebat. Deci, în această sumă de modernizare este și, să spunem așa, cablul? Adică, sau numai lămpile? Numai lămpile. Numai lămpile. Ba, au și cabluri, pentru că intervine sistemul ăla de primare. Nu, dar nu-i sistem, nu va fi sistem de primare în ultima. Nu? În banii ăștia n-ai cum să faci sistem de... A, nu, de primare, da. Nu poți să faci telegestiune. Primarea e un aparataj introdus în corpul de iluminat, care are un program setat, ca de la 11 noaptea până la 4 dimineața, să se... Are fiecare lampă în partea. Fiecare lampă în partea. E, cablul, se schimbă doar cablul de la corpul de iluminat, până sus la tot s-a dat, sunt trei fire. Fiecare corp are câte trei fire. Deci lampa completă cu... Lampa completă sistem. Cablurile, sistemul de cablurile tot s-a dat. Sau rețeaua clară, că dintre stâlpi rămâne aceeași. Aia nu se schimbă. Da, eu vreau să... Mulțumesc pentru răspuns. Vreau să vă spun că cablul ăla este în varză și acolo, pentru că tot timpul a venit aia și a făcut improvizații. Deci, a jurit, nu știu care, așa, fără cleme, fără nimic, și o legat acolo. Acum vă dați seama cu vorbenii cu cleme, prin toate astea, nu trebuie întrebat. Bun, am înțeles. Da, acum mai finiște. Are dreptate, domnul.
publice, pentru că dacă acele cabluri sunt neizolate, se fac scurturi de rețea și poate să ardă postul corpul vreodată. Doi, sunt foarte mulți care, din dragostea asta de pământ, de glie, nu știu care, au plantat copaci sub, acum, și acum, vă spun eu ce, și acum, vă rog, veniți, nu știu care, că freacă, că nu avem lumină. Noi nu avem un serviciu care să, adică fiecare persoană trebuie să-și ducă, să-și facă cu ocazia asta. Cine are copac sub stâlp în proprietate privată, să sune la Ion, să indică cum îl cheamă și Ionul sau delegatul îl programează sau nu. Noi nu avem serviciu ca să venim să planetăm. Am făcut solicitare, au venit odată cu intervenții și așa mai departe. Acum am vorbit cu ei, au spus, doamne, nu, apelează la firme private, dacă vreți să... În vechiul buget am avut alocat pentru toaletare copacilor. Cred că și în bugetul ăsta, dacă nu așa. Eu parcă știu că sunt. Da, sunt bani alocați. Au fost bani alocați, cel puțin din bugetul anului trecut, pentru toaletarea copacilor. Unde au fost probleme de genul ăsta. Am adus o firmă. Am adus o firmă de a tăiat un blat în capătul sacului, dar omul a venit doar cu acel și spune, doamne, dar noi ne deservem care stăi acolo cu drujba să tai. Da, ce fel de asta? Adică ce fel de... Chiriez doar în acela. Exact. Singurii care au să știu că lucrează cu eu unul, care într-adevăr au firme specializate de fișoare. Deci, când... Nu avem putere să intervenim și așa, nu știu să spun neapărat. Doar știu că atunci singura intervenție așa am avut-o și a venit nenicuțul ăla cu domnul la firmă. Descendent pentru tăiat cu dușba. Avea un schimb pentru motor, pentru capul, pentru astea, pentru așa ceva, nu am găsit atât. Când se fac toaletări de copaci, da, trebuie să anunțați cei de la delegați, pentru că trebuie să oprească lumină și să anunțe consumatorii că e data de la ora de, și ca să poată să intervină, pentru că există riscul prea spune. Să cadă un copac, este, ei se întâmplă o catastrofă. Are o firmă specializată, știi ce are produsul. Dacă facem contract cu o firmă specializată, nu e nimic. Nu am primit aia o propoziție și termin. Doar pe imaginea proiectului. Pentru că imaginea proiectului, dar stăpă. Mai am o propoziție și termin. Lasă-mă, nu știu, da. Mulțumesc. Domnul notează. Noi trebuie să facem acestor lucrări înainte să ne apucăm de proiectul cu iluminatul public. Asta vă spun. Dar e o idee bună, până ne apucăm noi de implementat, dar putea să avem venit pe acest lucru. Vreau să spun și domnului primar și colegilor că din cofinanțarea asta de 430.000 de lei, putem să avem noroc ca la licitație să se prezinte 2-3 societăți comerciale și să se liciteze pe o sumă mai mică și atunci vom avea o cofinanțare mai mică. Și o să ne rămânești bani de valetare. Suma alocată de minister, rămâne aceeași. Adică nu sunt mai de bine genul fel. Din confinanțarea noastră, poate, mai departe. Adică vine locul ăsta, ministerul spune, noi nu putem bani. Scurt, singură întrebare. Dacă tot facem acest iluminat modern, înainte nu putem notifica firmele care au cabluri, N-cabluri, pe stâlp, să facă un pic de curățenie, să-și le lase cum apicele bune? Cred că da. Ca să nu mai avem un format de cap. Vodafone-ul, Telecom-ul. Istoriei mari operatori. Că au tot avut și acum cred că le-am avut cu trei zile acolo. Da, Telecom-ul și-au fost împărat. Îi mai au și noi, da, exact. Cred că este foarte important, înainte să punem lămpile astea, până începe proiectul, ei să-și facă ordine. Le dăm un termen. Da. Că să răspund. Deci eu am încercat și am luat legătura cu cei de la un telefon și cu cei de la ăsta. Sunt foarte multe cabluri neutilizate și nemembrate. Ascultați-mă. Deci, pe stâlp, aceste cabluri sunt din cauciuc. Nici un om telecom a spus că nu sunt ale mele. Chiar dacă sunt ale mele, spun că nu sunt ale mele. Am vorbit. Adică am discutat de probleme. Eu nu pot să-ți mă duc la capul ăla să știu a cui este, pentru că noi ca să-l reciclăm cauciucul, trebuie să facem contract, de exemplu, cu fabrica de ciment de la Micaz. Nu știu care este. Ce spun pe cuprul ăla, nu? Știți că nu e.
Adică singura șansă este să găsim niște idei. Este să ne vedem. Să ne vedem. Chiar mai tare. Doi colorați. Este o păianjă de acolo. Așa, ceva din speriat. Mai avem încă o problemă că ar trebui notificați operatorul de cablu, ECRA cablu și noi, de exemplu, când am făcut balastare, în anumite zone nu puteam să, deci mașina nu putea să ridice lupă, că știți pentru că sunt foarte... Dar asta bine, de fulier, hai. Nu, adică trebuie ridicat sau trebuie făcut un... Regulament, doamne, dacă vrei să tragi cablu sub 4 metri sau 6 metri sau cât este acolo, mai bun. Au niște standarde, vă dați seama. De asta și pe care standardul meu, da. Da, adică ați notificat în scris Telecomul, da? Și așa vă răspuns că nu pot. Și am notificat personal cu un vice director de acolo. Și dacă vreți să... Nu știu, și gata. Spune-mi la vă. Cine este pentru? Să tăiem sau să aprobăm proiectul? Tăiem gata. Să aprobăm proiectul. Ce să aprobăm proiectul? Da. Următorul proiect este... Este actualizarea indicatorilor la credința PH. 2-2. 2-2. Cine este pentru? Cine este pentru? Doamna, nu, aici ne-am zis la discuții, doamna. La discuții. La discuții. Lucian. Domnul Colonel, progresul este nou. Lucian, s-a zis la discuții mai sunt. Să știți că uneori sunt câinea lui Dumnezeu, dar uneori nu sunt. Obișnuiți cu varianta bună. Să știți că eu sunt supărat de situația în care ne aflăm în momentul de față. Și eu. Pentru că nu e corect față de Consiliul Local și față de Comuna Mare. Așa. Această licitație pentru grădinița din Crihan a fost adjudecată și semnat contractul cu constructorul în februarie 2020. Da. Dacă el s-a apucat de treabă imediat, ca orice constructor normal, după ce s-a adjudecat lucrare, în momentul de față, grădinița poate era aproape gata și restul de executat era mic și cofinanțarea neeligibilului nostru, pe care banii pe care trebuie să-i punem acum aproape 4 miliarde, zic bine, de lei, 400 ceva de mii de lei noi, poate erau 50 de mii, cum e la școala din, din Crihan. Asta este o mare problemă, că el, neșfăcându-și treaba la timp... Dar nu e din vina lui, să știți. Și am să vă și dau explicații în sensul ăsta. Nu este din vina constructorului. Că nu s-a apucat? Nu este din vina dumnealui. E ca la noi, e ca România. Da? De la data de punere, ce până primești finanțarea, trece o veșnicie și unul îți expiră certificatul de urbanism și prelungirea lui. Așa că în toată perioada asta se mai schimbă și datele problemei. S-au schimbat multe lucruri pe rezistență. S-au schimbat foarte multe lucruri pe ISU. Am ajuns în situația în care s-au schimbat datele problemei vis-a-vis de încadrarea pe ISU. Adică dacă înainte puteam să luăm avizul de la ISU pentru toți membrii care încăpeau în grădinița, toți cei care puteau să fie la un moment dat acolo, s-au schimbat datele problemei între timp. A trebuit să reluăm, ne-a expirat certificatul de urbanism. Deci o expirat și prelungirea. A trebuit să luăm totul de la capăt. Am luat certificatul de urbanism și avizii din nou. Plus scenariul la incendiu e făcut. După ce s-a licitat? Da. Ce s-a licitat? Deci, da, omul nu avea, dar nu avea ce să-i dăm. Trebuia să-i dăm autorizații de construire. Și nu am putut să-i eliberăm. Pentru că ne-am lăvit situația asta cu ISU. Care ISU, un nou certificat de urbanism, da, aia certificat de urbanism, discutăm despre altceva. Discutăm despre noile reglementări. Pentru că ne raportăm la data când ai făcut solicitarea. Stați ok, că dumneavoastră... Aceeași situație se întâmplă autorizația. Înainte de a judeca licitația, de a se lua licitația? Nu. Ați scos autorizația după? Da. Era proiectare? Nu era proiectare. Am scos proiectarea. Nu, doamna Sergei, dar a spus altceva aseară. Nu, aveam șansă, dar ne-a expirat și aia. Ne-a expirat și au CEU. Era de la început. Noi am avut CEU. Da. Adică? Am avut și autorizația. Au expirat până. Dar câte licitații am făcut noi? Două. Am făcut patru. Adică nu termen de un an de începerea execuției. N-ai început-o, s-a expirat autorizația. S-a expirat autorizația. Care face treabă. Chiar nu ce este. Să zbate, vrea să facă. Dar nu trebuie probleme de genul ăsta. Și acum vă dați seama.
statul spune că poți indexa, vin și omul la indexare. Vin și omul la indexare. Nu mai vorbim de sumele care erau în 2018, care o terură ce mai grav problemat este că, știți că aseară în ședința de comisie am discutat că există, clar a fost informat după și după cât știu și doamna secretar, pot discuta cu Ioana, clar nu se pot, nu se actualizează pe afier, nu sunt norme de aplicare, deocamdată... Și cum trebuie să te încadrezi pe eligibile rezervă și noi n-am. Chiar dacă ar fi. Deci, cam clar, treaba cu banii ăștia, nu e ca la PNDR, că îi vor trimite din Ministerul Dezvoltării Regionale, vor fi la bugetul nostru. Unde și așa cum la țara era... Dacă e eligibil, acum revenim la ce spunea doamna secretarul. Există posibilitatea ca, la o vreme, în statul român, sau eu știu, chiar din fonduri europene, să suplimenteze sumele doar pentru astfel de cofinanțări. Sau de la bugetul de stat. Să se întâmple să mai dea bani pentru cofinanțări urmari la actualizării prețurilor din piață. Dar ca atare, noi nu putem refuza dreptul ăsta constructorului pentru că e un drept legal. Legitim. Orice e în baza... legii. Deci nu veniți să ne ceară, dați-mi niște bani. Pentru că nici n-ar fi firesc, nici n-ar fi normal, așa, vă dați seama. Dar și normal, nu putem actualiza niște sau putem adăuga niște sume la un proiect atâta timp cât el este licitat. Acum, ordonanța asta ce? Nu-i timpul de vedea cum o putem aranja. Păi de vreau că sume mari, sunt destul de mari și o să întâlnim jurat. Vă spun zic, la câți bani se adună, în toate astea, cu finanțările astea, nu știu zic. Da, domnul cu siguranță există un vinovat și zic fie constructorul, fie ISU, fie derivat la noi din primărie, deci pentru că dacă s-ar fi apucat, eu aș fi votat acest proiect, dacă s-ar fi apucat, să spunem, la începutul, când a început construcția, da? Atunci, dacă s-ar fi apucat de treabă, până când au început scumpirile, luam graficul de execuție, da? Cât trebuie să facă de la A până la N, da? Și aceste lucrări n-ar trebui să suporte scumpire. Adică noi puteam să-i dăm banii care rămân de la N până la Z. Înțelegi ce vreau să spun? Înțeleg, eu fi vreau să executat după grafic. Da. Știi că ai foarte mult de fapt. Adică eu nu pot să... Așa spus corect. Adică cam așa văd o problemă, adică nu știu ce e. Dacă de cauza ISU, dăm ISU în judecată și punem să cădească. Asta e. Dacă e deschis ISU, ISU. Ai făcut documentație sau nu pot forma ISU? Înseamnă ce neva, de exemplu, documentație. Pe anul trecut în... Și ăla i-a bangeat. Septembrie. După aia o întrerupt când a venit... Nu avea, da, nu avea, haideți să mai dau și la detaliu. Nu avea curier de acolo. Era sarcina noastră să-i facem branșamentul, i-am făcut branșamentul. Nu vă spun că am stat după avizul ăla la Ion de... Doamne, s-a schimbat legislația între timp. Adică foarte mulți factori care au concurat la întârzierea demanării proiectului. Da, până să-și facă organizare și astea. Ordinul începe, l-ați dat vreo două săptămâni înainte de alegeri locale. Cred că în septembrie. L-am întrerupt prin noiembrie, pentru că veniți vremea rea și nu avea rost să ținem perioada de derulare a contractului, că nici nu-i feresc. Să deruleze contractul într-o perioadă în care chiar nu se face nimic și s-a apucat din primăvară, aproape vară. Dar din mers mergi. Acum să mergi cu omul, dacă ține vremea, cred că până dă frigul, ar putea să toane și stâlpi să ajungă chiar la placă. El chiar se mișcă. Dacă ați văzut acum, în 2-3 săptămâni, au băgat și armătura, au turnat și beton. Adică 2 luni să facă pe urmă. Adică cam 2 luni. Adică cam așa. Toți vă organizare și vă toate astea. Cam aici. Da, bine. Asta este. Dar, oricum, de mers merge. Că s-a întârziat cu avizul de la energie electrică, că era în sarcină să facem, eu, când am avut și am avut ținut de construcție, până apărea acolo, aveam un generator de curent
și aveam mașini de alea care le încărcam acasă și făceam treaba, adică nu era... Și constructorul s-a bucurat că... Știți? Adică nu are... O nu răspărea, nu știu, nu știu, dar asta sunt, nu pot să... Că din cauza noastră, că nu s-a făcut curent. Păi că am fost și eu și am depus tot efortul ca să fie, să avem curent acolo și nu cred că, virgula, curentul l-am împiedicat să sape, să toarne, nu știu care. Pentru că nu-i trebuia curent acolo. Deci, în organizarea de șantier, mă rog, chiar nu cred că era neapărat să-l aibă acolo. Adică nu asta este motivul pentru care se încerc. Dar ideea e că nu putem să facem, nu putem să facem discriminare. Adică să dăm la unul și nu dăm la alții, nu știu. Legea funcționează voluntar pentru toată lumea. Asta este obligația noastră, nu știu. Doleanțele supărările noastre, că s-au ajuns la situația... Deci, când o să o luăm de la zero. Vom găsi soluții la guvern sau eu, staful, probabil, are să găsească soluții, pentru că sunt sume, sunt situații care... Contracte mult mai mari, care vor trebui susținute. Unii de ei vor închide, probabil, pentru că, într-adevăr, este o evoluție brânală. Vedeți, nu ați cât e felul, s-au dublat, toate materialele. Absolut toate s-au dublat. E o stagnare, știți, s-ar vedea cumva o scădere a prețurilor în piață. Dar nu știm cât și cum evoluează, Dumnezeu știe. Nu știu să vă spun. Cum nu ne-am așteptat nici noi să fie așa o evoluție la material, așa, scumpit. În cazul în care scad prețurile, sub prețurile licitate, legală, da, se indexează cu indicele de... Se corectează lunar. Deci, astea se fac la situații de plată, ajunse la decontare în luna respectivă. Adică, noi nu luăm decizia asta cu asta e sumă. Dacă scade prețul la locul mort. Deci asta nu presupune ca suma asta, domnule, asta e suma pe care ți-o dăm, indiferent ce se întâmplă, nu. În funcție cum evoluează piața. Acum ferească Dumnezeu în loc în sus, nu știu ce să mai zic, chiar ar fi catastrofal. Deja e catastrofal la ce se întâmplă. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Supunem la vot cine este pentru? Cine se abține? Deci avem... Este foarte, este
foarte complicat dacă unul dintre proprietari, dacă unul dintre proprietari are cumva terenul antavat la bancă și mai atunci, da, este foarte greu să-și dea acel lucru. Pentru că, practic, pe perioada respectivă nu mai este cel care decide. Ideea e că trebuie cu unanimitate. Da. Vom vedea, așa. Punem la vot. Cine este pe aia? Deci toată lumea este de acord. Ce am verificat? O să depunem în următoarea perioadă pe adevărat. Așa că vrem să fim dintre primii. Eu știu dacă chiar funcționează primul venit, primul servit. De ce să întârziem? Că la viața dar eu făcut, știți și dumneavoastră. Am deschis o aplicație în care poți intra să vezi... Am făcut deja aplicația, o avem și pregătiți. Suntem pregătiți 100%. Avem indicatori, avem tot. În următoarea săptămână, 250 de euro de persoană, nu? Cam așa e pe asfalt. Sunt mai mulți indicatori. 330.000 pe kilometru liniar de asfalt. Da, da. 1250 de euro de persoană, care, persoana care beneficiază din proiect, dar iar la apă cam avem 2500, dar la asfalt 1250. Așa, dacă luăm în calcul metalbacul, vă dați seama că se încadrează un... Corect. 200%. Cu siguranță îmi faci puntaj. Da. Și da, da. Proiectele depuse până în 4 milioane de lei intră din prima la finanțare, cei peste 4 milioane de lei intră în analiză. Deci dacă proiectul se va încadra până în 4 milioane de lei... 4 milioane cu TVA sau cu TVA? Cu TVA inclus. Nu se încadrează. Nu se încadrează. Facem două. Intră în analiză. Dar nu știu ce nu se încadrează acum. E cu rigori, cu acces la curți, cu toate astea. Nu, e complicat. Pentru ăla, la posturile actuale, este mai jos încadrat cu 2 km. Ce-o spus? Da. Da. 7 drumuri. Da. Acum, să dea Dumnezeu. Probleme, întrebări, mai... Nu. Dacă cineva mă răzărit. Da, să nu mă să întrebări. Mi-a scăpat. 8 cu 6. Da? Bun. A trecut întrebit. Armanul... Ultimul este, ultimul proiect este întrebit. Modelizarea Armanul Coton. În același ton cu... În același ton cu... Ce ești probleme? Deci toți constructorii cer actualizare. Ce ești probleme? Acum este la rest de plată, două... Deci, constructorul a cerut doar pentru ce n-a executat, nu? Da. Da. Din cât știu eu, că tot așa. Contractul care l-am făcut era de 4 ani, dacă nu știu. 3. 3. 3 ani. Da. Și noi suntem în anul 5. Nu? Când n-am început? 70.000 care sunt rezultă până acum a economiei, vor reprezintă suma din care ar putea fi actualizată și apăsa și restul de deci, lucrări. Deci, teoretic, proiectul rămâne cu niște bănuți. Aici, cred că e singurul proiect la care nu cred că va trebui să mai avem noi vreun. Ideea este, pentru că chiar dacă am avut 7 miliarde de lei, 700 de lei acolo, trebuia să mai monteze semnele de circulație și așa mai departe. Sunt cuprinse în jertfă. Sunt, fiecare într-o zonă în parte. Sunt cuprinse lucrări specifice pe alea care sunt. Sunt decontate. Cerțele de circulație. Nu. Adică trebuie să le plătim? Da. Deci, ăsta, cum îi zice, semnalizarea rutieră nu este facturată sau plătită. Nu e făcută. Nu. Doar semnalizarea rutieră. Și la Armanul unde vor mai fi, probabil, niște influențe datorită structurii drumului, la care s-au intervenit foarte, foarte mult acolo. Da, avem un exemplu, ca să fiți lămâniți. Avem coloana 10 din tabel de centralizator, rez de executat, la 4.1.1.9, lucrări de siguranță circulației. Fiecare să ne spun din drum, da? Asta sunt indicatoare.
generalizatori, sunt multe sume pe minus și la sfârșit, noi ne-am încercat, dar din mamă, cred că ar putea să nu scoatem bani din buzunar. Putem noi să cerem constructorii, pentru că s-au subit materialele, pentru semnele de circulație care nu l-a pus atunci când vei dacă nu terminat o stradă, de exemplu, întrivit. Dar el l-a montat de astăzi, de ce nu? Aia se face la recepția finală. Practic, nu știu dacă chiar o decontat, poate să o nu știu dacă chiar o decontat din semnalizarea asta. Nu, nu e decontat. Nu e noi nu putem să-i obligăm pe oamenii care au
câine în curte ca să-i sterilizezi. Să-i sterilizezi. Oamenii care au câini cu stăpâni. Pentru că o parte din problema sunt câinii care sunt în curtea oamenilor, care au un stăpân, pentru că nu i-au sterilizat. Aia vrei, nu vrei, fate două ori, două ori, așa, și mai oprește unul și restul a zbărnit în stradă. De poate. Vă rog să mă credeți că am vorbit și cu domnul primar de 50 de firme. Era una din Vaslui, după aia am auzit că aia nu luau. N-aveau apoi, după aia au avut probleme și aia îi omorau. Nu putem să facem așa ceva. Am vorbit cu doamna doctor, doamna doctor, și că prindeți și aduceți la mine. Că cum să-i prind? Am vorbit cu... L-am și trimis pe domnul polițist să ducă acolo să facă... să fie autorizat ca să cumpărăm noi un pistol tranquilizant. S-a dus-o în felul, s-a informat și așa mai departe. Adică nu am stat, dar legislația suntem legați. Am mai vorbit cu o firmă din Buhoș pe care au venit, dar au discutat, am vorbit, nu știu care, păi, domnul instituțional. Au mai apărut și poliția animalelor care, acum știți cum e, trebuie când te duci la un adăpost ăla, ca să vină să îi opereze, trebuia doamna doctor de aici să-i dea spațiu. Doamna doctor nu cred că este binevoiește să-i dea spațiu. Adică omul are cu ce tranquiliza. Numai că nu avem un spațiu corespunzător. Am discutat și cu domnul primar de la Marginent, amândoi, am zis să facem un comun, da. Să facem un comun ca să știți cum este. Bine, se plimbă, adică se termină o dată. N-avem... Campania de informare a oamenilor? Am făcut și cu pliante. Și cu pliante, nu știți, am făcut... Și la școală, la copii am dat și la... Sunt unii care, la mine acolo, în față, și acum, vecina mea Dumnezeu să vede, au murit, aveau cu 7-8 câini care ținea acolo. Când au murit, au murit fiul sus și, na, e vecinul meu. A închis poartă, drumul de servitute și acum cu cățea acolo cu 5-6 pui, acolo, în față. Și când urcați spre casă, pe stânga, într-un fișul, sunt vreo 4 de astea. Urmeam să ia duc. Și acolo. Da, îmbucurător este faptul că se dorește pe zona metropolitană să realizeze o colaborare între limitrofii municipiului și cu municipiul, să găsim o soluție comună pentru... Și atunci s-ar putea rezolva situația asta cu persoana cu tranquilizantul. Dreptate aici, dar asta presupune să funcționeze în cadrul unui serviciu de ecarisaj ca să poți să ai un angajat purtător de un astfel de dispozitiv. Adică toate sunt legate cumva una de alta. Trebuie să ai un serviciu care persoana să fie angajată, să fie trimisă, să fie trimisă la cursul și să aibă un brevet de portal, un genul ăsta. Adică, nu e deloc simplu, dar nici un lucru de neglijat. Ba trebuie să găsim soluții. Hai să încercăm în continuare să găsim o firmă, cât o costa, să vină să ia pe domeniul public. Problema e că aduce înapoi, să știți. Da, clar e aduce înapoi. Adică dar nu e iar definitiv. E sterilizată și aduce înapoi în arealul lor. Aia e selecția naturală, dar măcar mai oprim puțin din... Mai, da. Am dat și eu o idee. În fiecare adoptăm cu unul. Eu am adoptat. Doamna secretară, am prins prima campanie. Recunoaște și la mine s-a adoptat singur. Ca să spuneți că această campanie nu a avut rezultate. Doamna secretară, tu a adoptat un câine. Am o vecină care a făcut așa. Vă mai zic o chestie, conform legii. Poate asta vă simți în țară. Dumneavoastră fiind aleși locații. Dar nu cu cetățenii, da? Conform legii, fiecare proprietar de câine este obligat să-l cipeze. Să-l sterilizeze. Să-l cipeze. Să-l cipeze. Dacă nu este cipat, în momentul în care se duce să fie cipat, altfel îi explică doar doctorul, să-l sterilizez gratis. Da. Și poate prinde mai bine. Noi, eu, de exemplu, că avem cipat. E o idee, nu? Da, că avem se poate amenda că nu ai cipat câinile. Da, dar asta trebuie să o faci noi printr-un control. Nu se poate face, pentru că nu avem serviciu de sanitare. Trebuie să înființăm un serviciu de sanitare. Am fost amendați pentru că nu avem... Eu făceam de cipat. Am mea ca proprietate. Stați un pic. Eu nu pot să mă duc la el, nu trebuie să am un serviciu care se ducă să constate că acest câine care care le are nu este cipat sau crotalizat. Și atunci... Poate cineva să supere sau să creadă că s-o găsi domnul primar la Mocura să spună că legea asta este făcută într-un anumit fel, dar
Este efectiv o spălare pe mărmădă, pe cârca autorităților publice locale, ca să exact. Facă ce? Ca să facă ce? Dumneavoastră știți câți avem, câți câini, nu pun pare eu, că dacă îi numărăm, nu-s mai mult de 70-80 de câini în toată comuna. Așa, pentru 70-80 de câini trebuie să faci o investiție atât de mare. Este enormă pentru... Eu știu că beneficiile sunt clare, adică ne dorim liniștea și integritatea cetățenilor. Dar poți investi să faci la minim 500 de metri de casă, să faci un stabiliment de genul ăsta. Cu dotări, cu apă, canalizare, cu frigiderii, cu angajați, doi. Cu medic angajat. Băi, oameni buni, despre ce vorbim? O smirea de grele, pe care trebuie să investim. Funcționează un an, doi, dar nu funcționează. Câteva luni de zile rezolvăm cu câini. Ce facem cu ele, cu dotările astea? Adică, părerea mea că cineva a încercat să o dea. Nu, doamne, pe cărca lor, ăștia așa fac. Iau destule pe cărca lor, așa să-și rezolvă, de fapt. Să dă o lege și o trimite către autoritățile publice locale. Pot, nu pot. Au bani, nu interesează pe nimeni. Cam așa funcționează. De ce nu spune un profil? Nivelul la nivel național, cum spune domnul primar, nu poate să ia sau... Dar cum o găsesc, eu fost singurul care eu sunt. Este greu. Nu poți lua o decizie, să iau tarasier, să adică, o poți. Deci, așa, domnul președinte, poți cu vorbul dumneavoastră și cu mai aveți discuții cu primul dată. Eu vreau să vă informez. Nu mă lua să știu ce de ce. Deja ați mâncat timpul toți. Da, hai, cu primul dată. Eu nu vorbesc în calitate de consilier, vorbesc în calitate. Poate
o ultimul străfulgerare. Așa zis, băi, nu-i bine să-l las aici. Aici e doar pentru recipiente. Poate așa vor înțelege, zic și eu. Da, nu cred că se vor înțelege, pentru că la care nu este educat, o să arunci cu noi lângă, nu o să punem. Dar cum ar să înțeleagă, le face notificare, să le aducă specifice pentru așa ceva? Nu vor. Am vorbit asta cu domnul Narcis la Somă, cu domnul Ruse și cu domnul Andreeș, deși am luat rând. Crezi că nu vor să știu că nu avem, nu avem, nu știu, una costă 500 de euro, nu știu ce. Dar și nu e problema, dar banii din unul îi casează, da? Adică trebuie, am luat, le-am rugat să dau numărul directorului la Ardis, am să-i fac solicitare la domnul. Directorul de Ardis să facă ceva, pentru că nu se poate. Doi, am fost, știți foarte bine, la data trecută, la Marea de Bunoi, chiar, nu, cum se numește, groapa de Bunoi, da? Da? Și am văzut ce aruncă unii concetățeni, pentru că nu pot să, știți, nu putem juca. Deci aruncă sticle, care puteau să fie cartoane, nu știu, adică iarba, resturi vegetale. Oameni, cine vrea să arunce, cine are resturi? Măsuri drastice, educația nu se face decât prin măsuri drastice. Când îmi spuneți mie ce măsuri ați luat, până atunci vă cred. Până atunci am eu... Nu vă cred. Nu vă cred. Doamne, astăzi am avut problema cu asta cu gunoiul. L-am sunat, de exemplu, dacă vreți, asta, da? Da. Cu domnul polițist, domnul polițist era la loc. Da? Și eu ce să mă duc? Să mă lupt cu morii de vânt? Să erau patru negri mai negri ca mine. Exact funcționalitățile fiecare zonă în parte. E unii chipuim acum că, domnule, am o bucată în mijlocul tablarii sau undeva agățată mai sus din casa mea, vreo 2-300 metri și eu trebuie să mă bag în treabă. Primăria este obligată. Nu suntem obligați. Cu măsurători de care... Noi suntem obligați să facem o lucrare funcțională. Corect. Care să vină în sprijinul localității, a cetățenilor, nu a persoanelor, nu a persoană care își dorește și are o doleanță personală, să-i și să îi se îndeplinească așa după cum dorește. Se poate, cum. Dar dacă este legal și normal, posibil, dacă nu. Fiecare trebuie să înțeleagă. Noi aici suntem pentru comun, nu suntem pentru a îndeplini doleanțele personale a unor dintre cei. Au venit azi o persoană foarte contrariată, doamne, nu mi-a spus bucata în intrat, doar că am fost și m-am uitat. Bun, și unde aveți bucata? Păi sus, așa, oricât pe undeva, pentru om. Păi, oameni buni, dar haideți să ne înțelegem. Cu doar nu o să facem din zligrev aici, din intrabila noastră. Să mergem după proprietatea fiecăruia pe unul are. Da, mă rog. Nu știu dacă o înțeleg, dar probabil o să înțeleg. Atât. Da, mai am o sigură, ce-i cu galbenul, ce-i cu negru, când ce-i cu negru. Da. O să încercăm intensificarea micșorarea pe coadă.